Într-o epocă în care mașinăria de propagandă a regimului comunist îi îndopa pe români cu texte cenzurate și spectacole de omagiere a conducătorului iubit, o rețea culturală subterană se dezvolta prin împrumuturi de casete, cărți sau filme aduse cu mari riscuri din Occident. Pe timpul generației cu cheia la gât, oamenii citeau pe ascuns, vedeau filme pe ascuns, făceau petreceri în care se spuneau poezii sau se mai descoperea un autor. Și atât de urât era în afara ta, încât tu trebuia să te umpli cu ceva. Marius Manole, vedeta în ascensiunea Teatrului Național din București, este unul dintre copiii care au avut norocul să joace pe vremea ilaltă, într-un film emblemă al copilăriei trăite cu cheia de gât. Dimitriule, zi! Și apoi ține minte tu, copcile, ce-ți spun eu, când i-a mai dat lui nas miroas pe aici, apoi las! La 10 ani juca alături de Dorel Vișan în ecranizarea biografiei lui Ion Creangă. La 33 de ani este un nume important pe scena teatrului românesc, un vârf între actorii generației sale. Nominalizat în 2006 și 2010 la premiile UNITER pentru cel mai bun actor, în competiție cu maestrii Victor Ebenciuc și Horațiu Mălăele. Eu sunt tipograf-tipografului, da? Interzic cu desăvârșire să se rostească în acest apartament un nume atât de tâmpit. Adulat de public și răsfățat de critici chiar de la debut, Marius Manole s-a remarcat și prin câteva excentricități. Bună oară este actorul care iese din personaj și dă publicul afară din sală dacă acesta are un comportament neadecvat unei săli de teatru. Oamenii încep să aibă reacții de televizor. Adică stau lângă tine la un metru și zic, o să o omoare. Nu o omoară. Ba da, o omoară. Nu o omoară. Are sticluța cu o travă. Da, domnule, o omoară în actul 3, mai ai răbdare un pic, că o să o omor. Joacă până la epuizare, investește talent, energie și emoții în cel puțin 10 roluri diferite într-o singură stagiune și pe toate le trăiește la fel de intens. N-ai să reziști mult, ai să mori. Zic, bine, mă, dacă acum toată lumea spune că o să mor, hai să mă liniștesc un an de zile, să-mi iau pauză. Mi-am luat. După 8 luni, am crezut că într-adevăr mor. Nu poate trăi fără să muncească. Nu e întru totul confortabil cu regulile după care trebuie să joace, dar ține morțiș să reziste, să meargă mai departe, să nu-și risipească talentul. Și atunci mi-am construit cumva un rol de bufon ca să pot să am libertatea să zic asta îmi place, asta nu este o porcărie, să uit în penii. Are 33 de ani și încă învață să spună întotdeauna adevărul, verde în față. O mare provocare pentru un copil din generația cu cheia de gât. Conștient de mentalitățile păguboase dobândite în comunism, Marius Manole nu vrea să fugă de ele. Vrea să le găsească leacul aici, cu remedii autohtone. Nu mi-am pus niciodată problema să plec, nu mi-am pus problema niciodată să îmi schimb. Dar nu mi-a trecut prin cap vreodată să zic, eu vreau să fac altceva, eu nu... În ziua în care ne-am întâlnit, avea premiera unui spectacol cu maestrul Radu Beligan și doamna Rodica Mandache. N-am stat foarte mult împreună, dar atât cât a durat întâlnirea noastră, Marius Manole ne-a oferit acces nelimitat în culisele personalității lui. Și anxioasă, și exuberantă, întotdeauna autentică. Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Generația cu cheia de gât. Cum însă pe mine nu mă joc niciodată, știu mai puține lucruri despre mine decât despre personajele mele. Da, pentru că trăim niște vremuri în care nu avem aproape timp deloc pentru noi, pentru că muncim foarte mult și cum eu muncesc extrem de mult la teatru și cum îmi place să știu ce joc când joc, mă preocupă mult mai tare personajele mele decât mă preocupă viața mea particulară. Și atunci cunosc foarte multe lucruri, adică nu foarte multe, dar mult mai multe lucruri despre personaje decât despre viața mea. Eu cu mine stau foarte puțin. Așa că nici măcar n-aș avea timp să mă cunosc, chiar dacă aș vrea. Bun, dar odată ce ai procesat constatarea asta, da, n-a intervenit și nevoia de a schimba ceva? Absolut deloc. Nu? Nu pleci în introspecție? Nu, n-am timp și nu... Și nu... Și mi-e și frică. De ce? Dar cine știe ce descoper acolo? Lasă, e mai bine așa de ce ar putea fi rău? Știu eu. Habar n-am. Nu pot să fie altceva decât suma experiențelor prin care ai trecut. Așa e, dar vezi tu că sunt situații limită în care reacționăm. Nimeni nu știe cum reacționează în situații limită. Și ai multe surprize cu tine câteodată. Eu am avut surprize cu mine. Să credeam despre mine că sunt un om tolerant sau că sunt un om bun și, sau că sunt un om darnic. Sau... Și mi s-a demonstrat în diferite situații că nu eram niciun om bun, niciun om tolerant, niciun om darnic. Dar cum ești? Nu știu. Atât cât te cunoști. Atât cât mă cunosc. Nu sunt nici cum. Adică nu sunt nici într-un fel. Ești talentat? Talentul nu e o... Talentul e o...
E o stare, nici nu știu. Nu, pot să spun cel mult că sunt cam carismă, din câte mi-au spus colegii, oamenii și așa. Dar talentul... Ești norocos? Da, extrem de norocos. Extrem. Cred că sunt cea mai norocoasă ființă pe care am întâlnit-o pe pământ, pentru că tot timpul am căzut în picioare din orice situație, tot timpul mi s-au întâmplat lucrurile pe care le-am dorit, tot timpul mi s-au legat lucrurile și n-am pierdut mai niciun tren în viața mea până acum. Sau poate, vezi, și aici e cu dus și întors, că eu zic că n-am pierdut niciun tren, dar poate că l-am pierdut tocmai pe cel mai important, care mi-ar fi schimbat viața și n-aș mai fi fost acum așa. Nu știu, nu știu niciodată ce... Ești iubit? Da. Iubești? Făcut tăcere. Da. Și atunci ce poate să fie rău? Da, poate să fie rău faptul că nu-ți ajunge niciodată. Faptul că m-am surprins de multe ori că, deși sunt iubit, deși iubesc, deși mi se întâmplă, tot timpul omul vrea mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Și de aici probabil că apare nemulțumirea. Pentru că încă n-am reușit să-mi aduc o liniște, încă n-am reușit să ajung la un echilibru, încă n-am reușit să vreau să urmez o cale, o singură cale, să am coloana vertebrală foarte bine întinsă și să... Nu, eu sunt în bătaia vântului, adică azi cred în ceva, mâine cred în altceva, apoi mâine cred în altceva și e foarte ușor să vii și să mă destabilizez. Dar cu toate astea există niște constante clare în viața ta? Teatru. Este teatru? Da. Probabil un cerc de apropiați? Foarte mic, extrem de mic. Dar același. Același cerc, dar vezi că cercul ăsta trebuie întreținut. Ori eu n-am puterea asta, pentru că mie teatrul nu foarte mult timp. De foarte multe ori am dezamăgit rău pe oamenii care stau lângă mine, nu știu din ce. Nu le dau bani, nu stau din obi săraci și să chinui acolo lângă mine. De mult ceva le dai. Ceva întotdeauna le-am ieșit la sau poate că ești foarte darnici și zic, lasă, hai, mai lăsăm, îl mai tolerăm și tura asta, hai că îl mai iertăm și de data asta, hai că îl mai... Dar nu știu până când, deja mulți oameni au dispărut din viața mea pe principiul ăsta. Poate să îi recuperezi. Poate, da, nu știu, mă îndoiesc. Mai e un citat desprins din declarațiile tale făcute pe aici, pe acolo. Din anii ăștia de după Revoluție scapă cine poate curat. Așa e. Ce așa e. Trăim vremuri extrem de grele și fără rost, după părerea mea. Marea criză despre care toată lumea vorbește, criza financiară și toate astea, mie mi se pare un lucru foarte mic pe lângă criza spirituală care se întâmplă în lume și cu atât mai mult în România. Meseria mea e, și așa se face foarte greu, dar în condițiile în care televiziunile au acaparat tot ce se poate acapara, în condițiile în care televiziunea a scăzut atât de mult și lucrurile nu se mai fac cu simț de răspundere și pe posturi poate să apară oricine, oricând, numai să aibă bani sau să fi făcut un scandal. Oamenii în România au luat cu totul greșit conceptul ăsta de libertate și n-au știut ce să facă cu ea și s-au aruncat în tot felul de prostii și au luat de la televiziuni și din jurul lor tot ce era mai rău. Nu știu de ce au făcut asta. Nu mi-explic, dar vezi, pe timpul generației cu cheia la gât, oamenii citeau pe ascuns, vedeau filme pe ascuns, făceau petreceri în care se spuneau poezii sau se mai descoperea un autor. Sau, adică tot timpul era o foame, pentru că era atât de lipsit de informație și atât de urât era în afara ta, încât tu trebuia să te umpli cu ceva. Acum în jurul tău avem un circ, poți să-ți iei oricând vrei, orice vrei, dar înăuntru nostru a rămas un mare gol. Un foarte mare gol. Eu văd publicul care vine la teatru. Eu nu vreau să jignesc oamenii, din păcate. Cum e publicul tău? Publicul meu. Nu există publicul meu. Nu există publicul tău. Nu, numai la Teatrul Național. E prea multă modestie. Numai la Teatrul Național există conceptul ăsta că eu nu pot să apar așa în fața publicului meu. Care e publicul tău? Nu există publicul tău. Publicul în general. Nu. Publicul care vine la spectacolele mele e destul de divers. Am întâlnit oameni pe care trebuie să-i dau afară din sală sau pe spectacol. Ai făcut asta? Da, da, da. Da, pentru că... De ce? Pentru că tu când intri în scenă, ești într-un, și așa ești într-un dezechilibru foarte mare, psihic, fizic, sufletește, ești într-o panică continuă, ți-e frică în continuu, ritmul tău cardiac crește, ajunge la 180 de bătăi, se întâmplă niște lucruri fizice, creierul tău funcționează pe alte coordonate și cineva din sală mănâncă semânță.
sau bea cola, sau vorbește cu colegul, sau îi povestește colegului de scaun ce urmează să se întâmple, cu voce tare. Sau vorbește la telefon, sau îi sună mobilul. Asta cu mobilul parcă, știi, omul se obișnuiește cu orice. Încep să mă obișnuiesc cu asta, cu mobilul. Câteodată intru în scenă și după un spune, zic, mă, n-a sunat niciun mobil, ce Dumnezeu? Că te obișnuiești, ți intră în asta. Nu, dar oamenii încep să aibă reacții de televizor. Adică stau lângă tine la un metru și zic, o să o omoare, să vezi. Nu o omoară. Ba da, o omoară. Nu o omoară. Are sticluța cu o travă. Da, domnule, o omor în actul 3, mai ai răbdare un pic, că o să o omor. Dar îi simt nevoia asta să comunici în timpul spectacolului. Protejați fiind, știind fiind că sunt în sală și că sunt protejați și că n-au ce să li se întâmple. Din păcate, și că actorii sunt cumva pe baterie și indiferent de ce se întâmplă în fața lor, ei să facă numărul. Adevărul este că așa suntem învățați în facultate. Indiferent ce se întâmplă în sală, noi trebuie să ne ținem personalul și să jucăm. Nu zic că nu e bine, dar nici nu zic că e bine asta. Pentru că oamenii ăștia trebuie educați. Ne-am uitat că rolul teatrului, una din principalele funcționalități, este de a educa. Ori dacă tu îi lași să mânce sămânță până la capătul spectacolului și după aia eventual să le iei și să spui dați carunc eu în culise să nu faceți mizerie în sală, ce ai învățat pe oamenii? Nimic. Da, eu opresc spectacolul și da, dau afară oamenii din sală dacă sunt nesimțit. Pentru că deranjează și alți spectatori care vor să vadă și mă deranjează și pe mine. Și eu în condiționare nu pot să fac meseria. Nu ți s-a reproșat că nu e profesionist ce ai făcut? Nu. Nu, pentru că toată lumea știe că ăsta e adevărul de fapt. Și cumva s-au bucurat că cineva în sfârșit a făcut ceea ce ar fi făcut și ei, dar n-au avut îndrăzneală. S-au bucurat și au zis, lasă-mă că e nebun, lasă că ce-a făcut Manuel Andrei, iar am întrebat, lasă că el e așa, e mai nebun. Ce spune despre tine că ești mai nebun? Da, e și o imagine cumva construită, pentru că se pare că oamenii ascultă decât de bufoni. Și adevărul se poate spune în România numai sub forma unei glume. Nu poți să spui adevărul. Poate nu doar în România. Poate nu doar în România, eu din ce cunosc. Și atunci, luându-te drept bufon, ai dreptul să spui orice, știi? Bufonul la curtea regelui putea să-i spună că regele e prost. Și toată lumea râdea, spunea, ce? Da, urma de adevăr era. Adevărul era acolo, în gluma aia, cea mai mare adevăr, spune cu zâmbetul pe buze. Și atunci mi-am construit cumva un rol de bufon, ca să pot să am libertatea să zic asta îmi place, asta e o porcărie, să uit în penie, ăla e un... Na, asta e spectacol, ăsta e prost. Știi că noi în teatru niciodată nu spunem că spectacolul e prost, adică e așa o chestie, că noi când jucăm teatru și... Nu, spectacole sunt proaste, multe, foarte multe spectacole proaste. În care joci pentru că n-ai încotro, în care... De ce accepți totuși să joci? Una, că sunt angajat unei instituții și trebuie să funcționez după... Da? Am un șef și un director care îmi impune ce să joc. Doi, că, de exemplu, am făcut o pauză. Eu am jucat foarte mult, vreo 10 ani nu mi-am luat pauză deloc. Iubeam teatru. Și acum un an, după ce am lucrat cu Andrei Șerban la Ivanov, la Teatrul Bulandra, am zis gata, e timpul să mă opresc. Toată lumea spunea, băi, ești foarte obosit, arăți groaznic, nu se poate așa, n-ai să reziști mult, ai să mori. Zic, bine, mă, dacă acum toată lumea spune că o să mor, hai să mă liniștesc un an de zile, să-mi iau pauză. Mi-am luat. După 8 luni, am crezut că într-adevăr mor. Deci mai aveam puțin și luam Xanax. Nu mai puteam. Eram într-o depresie. L-am mai luat. N-am luat. Eram într-o depresie groaznică pentru că nu știu cum să trăiesc fără să muncesc. Crezi că e o problemă asta? Poate că da, sau poate crezi că nu. Pur și simplu este un dat? Cred că e un dat. Și asta e. E un dat, cred că. Sunt actori care nu și-au niciodată vacanță. E un dat, așa, pur și simplu. Unii au nevoie de un timp ca să se încarce. Eu funcționez foarte bine dacă am de făcut 5.000 de lucruri într-o zi. Așa ai fost tot timpul? Ca și copil ai fost așa hiperactiv? Da. Eram foarte obraznic, foarte rău. Tot timpul făceam câte ceva. Obraznic și rău, nu știu, da. Ceva ce nu prea se lipește cu percepția mea despre tine. Ba, eram foarte impertinent, foarte rău. Da. De la scrie pe ușile oamenilor cu... Ce le scrie? Scriam tot felul de, nu știu, cu lumânarea pe ușă, dacă știți, nu știți. Să scrie cu fumul de la lumânare pe ușă. De la arunca pungi la oameni în cap cu apă. De la arunca un sac întreg mare de gogoșari pe balcon și ca să aud cum făcea poc, poc. Și când a venit maica mea acasă, n-am mai găsit nimic și în fața blocului erau toți multe. De la mă certa cu profesorii, de la fugi de la școală, de la nu mă duce la școală, de la multe, multe. Dar școala în sine așa îți plăcea? Îmi plăcea că mă întâlneam cu oameni. Pe timpul ăla îmi plăceau foarte tare oamenii. Îmi plăcea sau aveam nevoie de ei. Îmi plăcea să fiu cu multă lume, îmi plăcea să fiu la școală. Să fii centru atenției, îți plăcea? Cred că dintotdeauna, da. Cred că da. Serbări școlare? Da, tot timpul. Aveai rolul principal, nu? Da, tot timpul. În activitățile cor, pionierești, în organizații? Am cântat la cor solist, deși eu n-am voce deloc.
Absolut deloc, da. Era ca păduchile în frunte. Ai fost comandant de ceva? Am fost de detașament. Am avut galben. Am avut și unul roșu. Care era de? Grupă. De grupă, da. N-am avut al albastru, care era pe școală, că nu se putea la mine. Dar ai suferit. Ți l-ai dorit. Simt că ți l-ai dorit. Nu știu dacă mi l-am dorit. Da, cred că era o treabă așa, dar nu eram disperat. Niciodată n-am fost disperat după glorie. Adică niciodată n-am fost disperat după... Ba chiar când ajung undeva unde am foarte mare succes, încep să dau cu piciorul, știi? Ca vaca. După ce umplu o căldare cu... Știi? Exact așa fac și eu. Pur și simplu vreau să stric chestia aia bună, care e foarte bună, pentru că omul când nu greșește, nu învață. Uh-huh. Știi? Și atunci e bine să-ți asumi greșelile și să faci greșeli. Nu majore, dar să faci greșeli. Și ai mai găsit și alte explicații? Poate că e prea devreme să ai totul. Poate că e prea devreme să închei socotelile. Mi-a fost frică de asta. Și atunci mai am bine... Am avut iarăși o perioadă... Dai o palmă și la capăt. Dat am avut o perioadă în care nu mai aveam țel. Mm. Nu mai știam ce... Aveam... Ajunsesem actualitatea națională. Mi-era bine, lumea mă plăcea, eram iubit. Și la un moment dat nu mai aveam de ce să mă trezesc dimineața. Nu mai... Zic, da, și... Da, și acum... Și mi-a luat vreo 2 ani până mi-am dat seama că, de fapt, meseria asta nu o faci pentru nimeni. Nu o faci pentru publicul, cum se spune, nu o faci pentru... O faci dintr-un mare egoism și o faci pentru tine, pentru că vrei să înveți chestii, nu știu. Vrei să experimentezi, ai, știi? Dar vrei și să împărtășești. Și vrei să și ai stat și ai citit la tine pe toaletă? Nu, ai nevoie de atenție. Ai nevoie de atenția oamenilor, nu poți să faci oricum asta. Adică e un soi de exhibiționism aici. Atenția oamenilor, respectul oamenilor. Da, vezi, tot că dacă mănâncă semințe, da, e buba, da, nu-ți da, mai da, place. Nu mai îmi place. Dar cred că am avut tot timpul chestia asta de a-mi pune tot felul de ștachete foarte sus, de a mă pune pe mine într-un tot soiul de întâmplări ca să văd cum reacționez. Adică eu când eram mic, de exemplu, asta nimeni nu știe, când eram mic, în facultate, în anul de facultate, eu furam din magazine. Mm. Da. Deci mie îmi plăcea să fur. Orice. Mie nu-mi trebuia nimic. Pe ce te-ai specializat? Luam tot ce puteam să fur, furam. Adică ajunsesem la nivelul ăla de... Spuneau colegii, vreau și un parfum, du-te și așa și un parfum. Eu luam câte un... Da, pentru că îmi plăcea... Cu listuță, așa. Îmi plăcea chestia aia, pentru că îmi bătea inima ca la nebuni. Deci când treceam pe lângă casă, puteai să și mori de emoție. Puteai să mori de emoție. Da, și când ieșeam de magazin. Nu te-a prins nimeni niciodată? Niciodată. Și ai făcut asta de multe ori? Cred că am făcut un an de zile, tot am tot ținut-o la... Deci un parfum sigur ai furat? Altceva? Ei, furam orice, pastă de dinți. Dar nu trebuia nimic, doar aveam tot ce prindeam. Da, da. Câți oameni știau? Nimeni, cred. Pasiunea asta ta. Colegii mei de facultate, că îi duceam și spuneam, hai să vezi cum... Ei ce spuneau? Eram un fel de idol pentru ei. Dai seama. Făceam o chestie. Ce te-a făcut să te oprești? N-am mai avut nevoie. Puteai să dezvolți un business? Puteam. Puteam. Nu, n-am mai avut nevoie, pur și simplu. Nu mi-a mai trebuit... Adrenalina aia. Poate m-am și maturizat, nu mi-a mai trebuit. Sau poate ai simțit nevoia de alt tip de experiență. Da, nu, multe lucruri am făcut eu din inconștiență și prostie. Foarte multe lucruri. Ce-au folosit? Cred că da. Cred că toate lucrurile pe care le faci și care... Îți folosesc, nu se poate să nu-ți folosească. Dar dacă mă prindeau, ce se întâmplă? Ce rușine. Rușine, nu aveam un speech pregătit, că sunt actor și o să joc un... Da, ca Winona Ryder. Așa, da. Că aveam un speech pregătit, care oricum nu ar fi crezut poate nimeni, dar... Na, asta e, da. Mamă, tată... Asta e. Marius Manole crede că din comunism noi românii ne-am însușit la perfecție arta de a face compromisuri. Suntem antrenați să spunem ce vrea celălalt să audă și rare ori spunem fățiși ceea ce gândim. Punem prea mult preț pe ceea ce se spune despre noi și neglijăm nevoile noastre adevărate. În fiecare zi îmi pun problema asta. De ce avem nevoie de confirmări? Nu știu de ce. Poate că nu avem încredere în noi destulă. A intrat de vreme în lumea oamenilor cu adevărat mari. A cunoscut succesul încă de la debut. A-și ține capul pe umeri și a face slalom printre excese sunt cele mai mari provocări în această etapă a vieții lui. Bei? Eu? Da. Bei? Nu. În limite normale. Da. Fumezi? Mă las. De mâine? Dintotdeauna.
Marius Manole recunoaște că n-a reușit întotdeauna să-și dozeze optim efortul, emoțiile, orele de somn. Și ești tipul ăla de om care când vede reflectorul albastru spui că e marea, nu? Da, zic eu. 10 ani îți dau. Despre perspectiva ratării vorbim după pauză și despre oamenii care nu l-au lăsat să o ia razna atunci când autosuficiența și o prea mare închipuire erau pe cale să se instaleze. Rămâneți cu noi! Așa să faceți și voi. Marius Manole s-a născut în 1978 la Iași, un talent care a avut marele noroc să fie descoperit de vreme și mai apoi cultivat cu grijă, și în epoca de aur și în tranziția tulbure care a urmat. A trăit până acum viețile a sute de personaje, s-a lăsat mistuit de dramele lor, a exultat la bucuriile lor, a împărtășit totul cu generozitate. Însă în propria viață, dând nas în nas cu propriile drame, s-a descoperit de multe ori vulnerabil. Ce voiai să devii când erai mic? Actor. Din totdeauna, da, primul gând. Primul gând ăsta a fost? Da, primul gând ăsta a fost. Că m-a mai întrebat cineva, ce e special în viața ta? De ce ar sta o lume să uite la emisiunea ta? Și am spus, poate că și asta e o chestie. Să nu fii special nimic în viața ta și tu să trăiești. Adică și asta poate să fie special. Că nu e nimic special în viața mea. Dar e ceva de origine banală și comun? Nu știu, am un prieten care în două zile s-a întâmplat că a trebuit să mă duc cu mașina, că aveam să plec acolo la Piatra Neamț, după aia m-am întors la Ploiești, am jucat la Ploiești, după aia m-am dus în București, la București m-am dus direct la o filmare de noapte, cu piscină, cu bagăte în apă, îmbrăcat, de acolo dimineața trebuia să mă duc la o ședință foto, am ajuns și după 4 zile mi-a zis, Doamne, dar ce viață frumoasă duceți voi. E? Și atunci am zis, crezi? Asta în condițiile în care îmi curgeau ochii, nu mai aveam voce, mă durea spatele, am niște rămpe la coate de la inimă de câine, mă dor genunchii. Și el îmi spunea, Doamne, ce viață frumoasă. Și era cât se poate de sincer, nu? Da, și m-am dus acasă și am zis, poate că ne-am obișnuit prea tare noi cu, știi? Într-adevăr, e o viață, nu ți se întâmplă în fiecare zi același lucru deloc, niciodată. Tot timpul se schimbă oamenii din jurul tău. Și atunci întrebarea e, ești suficient de recunoscător pentru ceea ce trăiești? M-alint. M-alint foarte tare și mă plâng extrem de mult. În continuu. În continuu. Dar asta nu înseamnă că nu prețuiesc și nu înseamnă că nu știu că sunt un om norocos. Pentru că sunt foarte puțini oameni care reușesc să facă meseria pe care chiar și-au dorit-o în viață. Să întâlnească exact cu lucrul pe care l-au vrut. Și cred că recunoștința mea se arată acolo, pe scenă. Adică muncesc în continuare destul de cinstit, încerc să fiu destul de cinstit față de oameni, să nu mint la spectacole, să mă pregătesc cât pot, să nu intru nepregătit în spectacole. Când nu mi iese recunosc, zic că am fost prost, îmi pare rău, îmi cer scuze, asta. Se întâmplă des? Mi se întâmplă destul de des. Ești iertat mult? Da. De ce crezi că ți se iartă? Pentru că oamenii sunt îndrăgostiți de victime. Iar tu crezi că ai un profil de victimă? Da. Te ajută fizicul? Din cont. Nu știu ce mă ajută, dar cred că am un, da, oamenii așa e, și femeile. Femeile se agață mult mai tare de un bărbat care face pe victima decât unul care e puternic și are toate, simt nevoia să ajute, să pună umărul, să fie mamă, să îl crească, să-l dădăcească, să... Dar crezi că e valabil și invers? Nu. Cred că și bărbaților, da, le mai e drag să stea lângă cineva care are în permanență nevoie, da, și da, da, care le oferă întotdeauna prilej, în fiecare zi prilejul, adică de bun, da, cât de puternic. Da, de ce avem noi nevoia asta mereu de confirmări? Că suntem buni, că asta eu îmi pun însemnăm problema asta. În fiecare zi îmi pun problema asta. De ce avem nevoie de confirmări? Nu știu de ce. Poate că nu avem încredere în noi destulă, poate că... Nu înțeleg. Deci pe mine, dacă mă supără un lucru la mine foarte, foarte tare, e nevoia asta de confirmare. Reușesc să scap de asta câteodată și atunci mi-e foarte bine, dar nu reușesc să merg până la capăt în demersul ăsta. Crezi că ești un caz izolat sau ni se întâmplă foarte multora din generația cu cheia de gât? Cred că ni se întâmplă pentru că am rămas tarați de niște lucruri. Știi, tinerii din ziua de azi, i-am văzut, parcă am 80 de ani, mă rog, da... Așa, i-am văzut și ei n-au
se întâlnesc cu oameni de o vârstă mai matură și n-au chestia asta să-i respecte doar pentru că sunt vârstă. Îi respectă dacă înseamnă ceva. Uh-huh. Dar dacă sunt oameni mediocri, mici, infecți, răi, ei n-au nicio problemă în a spune. Știi, noi am fost obișnuiți să respectăm tot, să lasă-l, să scuzăm multe. Și din cauza asta probabil că am făcut foarte multe compromisuri în viață. Nespunând adevărul în permanență. Uh-huh. Lucrul ăsta se întoarce împotriva ta și te roade, pentru că n-ai spus adevărul la timp, te roade și te micește pe tine. Te face să fii mai mic, mai cu capul plecat, mai, știi? Eu de multe ori mă condamn că nu zic la repetiții, bă, ăla e prost. Sau spectacolul e prost. Sau tu, domnule, din fața mea, n-ai nicio idee. Eu sunt prost, tu ești prost. Suntem cu toții proști, hai să o spunem. Nu, lasă că e... Și după aia ajungi acasă și trebuie să joci spectacolul în fiecare seară și zici, Doamne, de ce n-am spus la timp că e prost să ies și să-mi văd de viața mea în continuare? Și din compromis în compromis, din mic compromis în mic compromis, să faci un compromis mare și te îngenunchează și atunci ai nevoie de confirmări în fiecare zi că trăiești, că respiri, că ești bun. Că ești bun, că ești frumos, da. Că meriți. Pentru că dacă ai avea curaj să fii adevărul în permanență, nu mai avea nevoie de nicio confirmare. Lucrezi la asta? Lucrez la asta. E foarte greu pentru că în teatru oamenii sunt foarte falși. Majoritatea trăim într-o minciună foarte mare. Ne mințim și mințim pe alții în continuu. Și atunci mi-e greu. Mi-e foarte greu. Dacă trăiam într-o lume cinstită și cu toate cărțile pe masă, jucam cu toate cărțile... Care este lumea aia? Unde este lumea aia? Cinstită? Da. Habar cu toate cărțile pe față. Nu știu. Nu știu că... Există? Poate că sunt oameni care reușesc să fie cinstiți cu ei și cu cei din jur. Nu știu. Minciuna n-are farme cu ei în niciun aspect al vieții? Ba da, dar nu în permanență. Adică eu mă întâlnesc cu oameni care refuză să se vadă în oglindă așa cum sunt. Refuză. Își refuză vârsta, își refuză tabieturile, își refuză tot, refuză tot despre ei. Și trăiesc într-o lume construită, miraculoasă, în care ei nu sunt de fapt. Adică dar în care ei cred cu adevărat? Săracii când s-or culca ei noaptea în pat, eu știu ce gândesc ei despre ei. Așa când îi vezi, pare că ei cred în lumea aia, minciuna aia. Știu eu când se duce acasă actorul și își dă jos machiajul și stă în fața oglinzii și spune cam cât am îmbătrânit sau nu mai sunt ce am fost sau cum ce prost am jucat în seara asta sau... Bun, ne întoarcem în timp, ai câțiva anișori, te întreabă cineva, tu ce vrei să te faci când o să fii mare, îți trece prin minte că vrei să fii actor și ce urmează? Din momentul ăla începi să construiești către visul ăsta? Nu, eu s-a întâmplat așa. Povestea începe la Clubul Copiilor și Elevilor Șoimilor Patriei, unde m-am dus cu un aparat de fotografiat agățat de gât, mi-l luase tata un aparat, ceva cu capa, Canon. Nu știu ceva. Canon. Nu mai știu. Habar n-am. Nu aveam, nu? Pe vremea aia? Nu. Ceva cu capa oricum. Un aparat foto cu peliculă. Și eram 60 de copii în fața clubului. Au venit doi profesori. Unul de foto, unul de teatru. Și au zis, jumătatea asta merge la foto, jumătatea asta la teatru. Și eu am merit la teatru. Și n-am avut curaj să spun, știți? Eu voiam la foto. Eu vreau la foto. N-am avut curaj să spun. Și atunci m-am dus la teatru, ne-a urcat pe scenă, eu am cântat Trei culori cunosc pe lume și a spus Cățeluș cu părucreț o poezie. La ce vârstă? În clasa întâi. Și de atunci am rămas la teatru. Nu mi-am pus niciodată problema să plec, nu mi-am pus problema niciodată să îmi schimb, dar nu mi-a trecut prin cap vreodată să zic eu vreau să fac altceva, eu nu... Nimic, niciodată în 33 de ani, în 33 de când am cumpărat, nu știu cât sunt de atunci, nu mi-a trecut prin cap că eu aș vrea să fiu altceva în afară de actor. La liceu ai mers la ce profil? Umanist. Pentru că... Am vrut engleză, franceză, n-am intrat și am intrat la o clasă paria cu cei mai proști elevi, adică... să mă ierte colegii mei de școală, latină greacă. Și imediat după bacalaureat ai venit la admitere la București? N-am avut curaj niciodată să dau la București. Unde ai dat? La Iași. La Iași am intrat ultimul. Câtă șansă? Penultimul am intrat, iertați-mă, pentru că după mine era un alt coleg care trebuia să intre și atunci media mea fiind un pic mai mare, am intrat și eu. Un concurs de împrejurări destul de bizar. Da, țin minte că eram în Maroc cu Teatrul Național atunci în turneu, că eu jucam deja la Teatrul Național de prin clasa 10-a. Eram un fel de best boy. Uite așa, mi s-a întâmplat. M-am dus eu și am zis că vreau să joc și eu la teatru. Cum? Ai bătut-o la ușa acolo? Da. La 16 ani? Da. Și?
Cineva te-a și luat în serios. Și cineva m-a luat în serios. Cine? Irina Popescu Boieru, o regizoare de la Iași, care acum chiar a mutat-o în Spectacolul Național la București, și care m-a luat și a zis, vrei să joci? Da. Și mi-a dat un rol de spiriduș. Uh-huh. De alergam pe scaune pe acolo. Și l-am făcut și după aia am intrat în alte producții și în alte și atunci, în clasa, când am dat admiterea, eram în turneu în Maroc, la Casa Blanca, cu un spectacol făcut de Ovidiu Lazăr. Și am sărbătorit cu apă plată și cartofi prăjiți, că acolo n-aveai voie să bei alcool, n-aveai voie să faci nimic. O mare problemă la vârsta ta. Era, că eu intrasem în lumea asta a teatrului cu oameni mai mari ca mine, mult, care erau într-o zonă de boemie. Eu nici nu mai mergeam la școală, în clasa 12-a deja primeam telefoane că trebuia să fiu exmatriculat, pentru că eu stăteam numai la teatru, îmi plăcea foarte tare. Erai deja într-o altă lume. Eram într-o altă lume. Care sunt cele mai mari pericole care te-au pândit de-a lungul carierei de actor? Suficiența, plafonarea, lipsa de interes și chestia asta că la un moment dat tu crezi că ești mai bun decât toți. Ți s-a întâmplat? Am avut perioade, dar am avut noroc de domnul Rebenciuc, am avut noroc de Rodica Mandache, am avut loc de Oana Pelea. Te-au tras de mânecă? De mai mult, da, care... Ți-au dat una după ceafă? Da, și-au zis, băiete, ohoho, cât mai ai, nici noi, dar rămite tu. Și mi s-a făcut rușine și... Da, există, e mare lucru. Există tentația asta să te crezi cel mai bun, mai ales în meseria asta în care noi suntem toți niște închipuiți. Se poate altfel? Se poate face în altă performanță în teatru dacă nu ești ușor închipuit? Se poate face cea mai bună performanță în teatru dacă nu ești închipuit. Serios? Da, pentru că, repet, actorii trăiesc într-un fals. Ei sunt, adică vezi actrițe, vezi actori care zic să vină mașina să mă ia. Dar dumneata cine ești? Să vină autocarul aici, să nu mergem noi prin frig până la 220 de metri. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa. Și te spui, Doamne, dar... De ce? Sunt 20 de metri. Și așa și jucăm, dacă așa trăim. Deci un pic de umilință, o porție de umilință din când în când e binevenită. Nu că e binevenită. E aerul pe care trebuie să-l respire un actor. N-a fost de mult ziua ta. Mai prin 33 de ani. Da. Ce părere despre vârsta asta? Toată lumea m-a spus, vezi că la 33 se întâmplă o chestie extraordinară, uh-huh. E vârsta biblică. Și? E o... Abia început. Da, simt niște lucruri că încep să schimbe, dar se schimba încă dinainte de 33. Nu s-a întâmplat nimic, în afară că devin mai ursus și mai rău și mai... Așa, în rest nu mi s-a întâmplat mare lucru. Nu? Nu ești în vârf de formă acum? Deloc, chiar. Nu? Nu. Nu. Când a fost vârful tău de 23, 24, 25, 26, 27. Așa de vreme? Da. Asta era alt pericol. Nu te sperie? M-a speriat, dar am avut ocazia să și cad după aia, să-mi rup gâtul și atunci am zis ok. Ce înseamnă să cazi? Adică, nu știu, măsura în care ești dispus să dezvălui? Să dai, să ratezi roluri, să ratezi întâlniri. Ai ratat? Da. Am ratat, nu știu dacă numai din vina mea, dar am ratat și atunci a trebuit să recunosc că, și să știi că am avut și o voluptate a chestii astea. Mi-a plăcut să fiu prost, să ratez. Mi-a plăcut că asta îmi demonstra că sunt lucruri de învățat, lucruri de făcut, lucruri de... Tot auzeam actorii care încep bine de tineri, să ratează undeva la... Și să știi că nu e o chestie rea și să știi că ușor, ușor simt că există pericolul ăsta. Te-ai simțit predispus ratării? Da. Și mă simt. În continuare. Da, meseria asta e o meserie de sportiv. Dacă tu n-ai grijă de tine cum ar trebui și dacă te culci pe niște lauri și dacă zici, lasă-mă că eu sunt actor mare, pot să beau până la 8 dimineață și să mă duc la repetiții, care e problema? Sunt actor. Și faci asta constant și ți intră în sânge și faci asta și faci asta, nu știi că granița dintre ratare și succes e foarte mică. E atât de mică. Bei? Eu? Da.
Bei? Nu. În limite normale. Da. Fumezi. Mă las. De mâine. Dintotdeauna. Deci dacă spectatorii, dacă mai au dată replica asta pe post, cred că o să mă și înjure. Mă, ăsta când ia interviu cineva, el se lasă de fumat. Chiar mi s-a întâmplat, aveam cu o ziaristă care din 2 în 2 ani tot îmi iau cu interviu și mă găsește, așa îmi dă seama că eu de fapt nu mă schimb deloc. Deci mă găsește fix în aceeași, îi spun aceleași cuvinte, același tip de, îi spun, mă, nu, nu, m-am lăsat de fumat, da. Hai să încep interviu. Hai totuși dăm o țigară acum că facem. Deci de fiecare dată mi s-a întâmplat și eu nu mă schimb deloc. Și în momentul în care constați asta, pentru a nu știu câta oară, care e sentimentul? Sunt un om extrem. Adică te simți înfrânt, ești dezamăgit de tine sau dimpotrivă ești motivat sau... Nu, eu cred că mine te amuzi. La mine, în mine sunt mai mulți oameni, cred că. Cam câți? Cel puțin doi sunt sigur. Unde în cap? Unde în cap? În corpușorul ăsta așa, handicapat. Vorba cântecului. Nu, în cap. În cap, în cap. În cap. E în cap, în cap. Cel puțin doi. Cel puțin doi. Unul care, eu sunt balanță, da? E unul care vrea să trăiască extrem de corect, să mănânce sănătos, să se scoare dimineața la 7, să alerge în parc, să vină să ia micul dejun, să facă un duș, să plece la repetiții, să repete, să vină acasă, să odihnească, să citească, să urmărească un film, după care să ia o cină ușoară, să bage într-un pat cu un ceai și să adoarmă liniștit. Asta e unul. Îl întâlnesc din ce în ce mai rar. Aproape că niciodată nu l-am întâlnit. Și mai e un domn care zice, ai mă, te duci acum acasă, după ce ai mai spectacol, duci acasă. Ai mai rămâște la o bere, mai stai un pic, mai stai cu colegii, mai vorbești, nu te duci acasă să te izolezi acolo, stai tu singur cu ceaiul, ce să zic. Nu. Și lasă, nu te trezi la 7 să alegi pe un frică, răcești. La 9:30 scoalte din pat, fă un duș repede și du-te la teatru, ce trebuie să... În fugă, dacă se poate. Și ce să citești acum când tu ești varză de oboseală? Stai liniștit și tu la o porcărie la televizor. Relaxează-te și tu un pic, nu vezi că ești terminat. Deci, și de, pe ăsta l-am întâlnit, îl întâlnesc des. Ăsta vine mai des pe acasă. Vine mai des pe acasă, da. Da. Sau pe acasă. Pe în cârci, pe un loc întâlnit, că... Da. Dar ce ți-ai dorit, de fapt, să schimbi la tine fundamental? Exact ce am spus. Chiar ai vrea să devii personajul ăla? Mi-ar plăcea foarte predictibil, da, ușor plictisitor. Da, mi-ar plăcea. Bio, eco, totul în perfect echilibru. Da, nici extravaganță, nici un exces. Mi-ar plăcea. Și din ce o să te mai încarci? Dar de ce te încărcă numai din excese și din... Și excesele de bucurie, nu? Când vorbim despre excese, de ce trebuie neapărat să fie cu încărcătură negativă? Am fost la o nuntă. Și acolo m-am întâlnit cu un tenor, un contratenor. Contratenor, foarte bun, cântă la Londra, cântă, mă rog, întâmplare făcea că avem niște prieteni comuni. Și la un moment dat s-a uitat la mine și a zis, respiri prost, deci toată zona ta asta este blocată, dar ție îți face bine. Pentru că nu dai aerul afară din tine, îl duci în cap și atunci creierul tău este hiperventilat și ești tipul ăla de om care când vede reflectorul albastru spui că e marea, nu? Da, zic eu. 10 ani îți dau. Ce-a picat fața asta? 10 ani îți dau. 10. Da, așa am făcut aia. Și corpul ăsta săracu, câte să îndure. Uite, vezi, iar a apărut victima. Cum, une, cum, hop, am scos-o acum lumea de la televizor. Săracu, măi. Of, Doamne, ce să chinuie copilul ăsta. Of, Doamne. Să-l ajute cineva, mă, să ia din față cafeaua. Da. Acum era și sunt altcineva. Vezi, e, da, mă rog. Bun, deci am înțeles. Ești într-o relație defectuoasă cu corpul tău. Cu corpul meu și cu întreg universul. Cu talentul tău? Ai o datorie față de el, nu? Așa se zice, da. Cam da. Da. Ai o datorie față de... Te achizi de datoria asta? Până acum cred că... Da. Da. Față de ăla ai o datorie care ți-a pus talent acolo când te-ai născut. Da, asta știu că am. Asta sunt conștient și când mi-e greu și foarte greu mă gândesc... Exact la chestia asta, știi, trebuie să mai poți, trebuie să mai faci, trebuie. Plus că am niște exemple în jurul meu de oameni care
au o vârstă, care au muncit toată viața și care sunt atât de vitali că ți-e și rușine. Ți-e și rușine de ei. Adică eu când mă uit la Rodica Mandache, câtă bucurie joacă, la Victor Rebenciuc, la ăștia, la Marina Mihus, la Mara, când urcă pe scenă, sunt atât de fericiți. De ce au mai multă energie decât noi? Nu știu. Au trăit într-o altă perioadă, au alte repere. Au mâncat mai multă soia. Au mâncat mai multă soia, au grijă de ei, s-au împăcat cu ei, s-au împăcat cu oamenii. Ești împăcat cu tine? Nu. Și nici nu vrei să ți se întâmple asta prea curând? Nici nu pot deocamdată, dar nu, mă tot lupt eu așa într-un fel, dar îți explic, sunt zile în care sunt împăcat cu mine, zile în care sunt certat cu mine, zile în care nu mă cunosc, zile în care parcă mă cunosc, zile în care sunt fericit, zile în care sunt în depresie, zile în care... Tot timpul e așa, n-am o... Are mai multe frici îndoiel decât ne-am putea imagina. La spectacole am masa plină cu medicamente. Ți-e frică de moarte? Da, foarte tare. Însă o mare certitudine. Locul lui este în teatru și oricât de strălucitoare ar fi lumea filmului, nu caută să-i deschidă ușile. Îs de la teatru și eu sunt foarte teatral pe cameră. Se confruntă cu toate neajunsurile pe care le presupune condiția unui artist în România, dar se încăpățânează să reziste, să-și împlinească menirea aici. Ce părere ai despre cei care lasă totul baltă și pleacă? Și o iau de la capăt în altă parte. Au curaj. Revenim după pauză, rămâneți cu noi. Marius Manol este băiatul unui maestru și al unei țesătoare din Iași. La 18 ani s-a temut să dea admitere la teatru în București. Nu se simțea în stare să intre. Și-a început cariera în Iașul natal, dar curând talentul l-a dus pe scena Teatrului Național din capitală. În această stagiune îl putem vedea în 9 piese, asta doar la Național, pentru că Marius Manol i-a adesea solicitat și în alte teatre din țară. Oameni mari de cultură spun despre el că poate umple singur sălile de spectacol. Joacă mult, se consumă mult, se teme adesea că nu va face față tuturor angajamentelor. Fragil în exterior, atât de sensibil pe interior, geanta actorului Marius Manole seamănă mult cu o trusă de prim ajutor. Ești ipohondru? Da. Da. Am geanta, e plină cu pastile. Ce? Tot. Tot. Deci eu la spectacole am masa plină cu medicamente. De ce? Dar dacă te apucă inima, dacă te apucă gâtul, dacă ai probleme cu stomacul, dacă se întâmplă să-ți crească tensiunea, dar dacă, da, dacă, da, dacă, da, dacă, le iei pe toate preventiv. Chiar îți pui toate întrebările da. Astea? Le se întâmplă multor artiști? Supradin, nu știu, nu cunosc bucătăria colegilor. Nu, n-ai mai văzut pe nimeni? Deci cu farmacia după el? Ba, na, am mai văzut. Uh-huh. Și chiar ei sau te ajută doar ideea că important știi că sunt acolo? La mine. Sunt acolo. Și mi se mai pare că am tensiunea mare, iau o pastilă de tensiune. Mi se pare că nu știu ce acolo, iau o pastilă de aia. Un supradin, un aia, un... Ți-e frică de moarte? Da, cum să nu. De ce? Nu știu. Că-mi place viața, așa cum e. Ești astăzi ceea ce ți-ai dorit să fii? Da. Ce visai tu când erai mic? Da. Dar îndrăzneai să visezi până aici? Adică da. Într-o epocă în care nu știu câți dintre noi anticipau transformările prin care o să treacă țara asta, oportunitățile cu care ne-am întâlnit și pe care generațiile de dinainte poate că nu au putut să le atingă. Dar să știi că nici n-am ajuns atât de sus. Adică eu, în afară că sunt actor la Teatrul Național și sunt în București și asta e un mare noroc și avantaj, în rest eu n-am profitat din nicio oportunitate. Eu nu fac film în străinătate pentru că nu știu limba engleză. Încă. N-ai niciun gând? Am avut un gând și m-am plictisit de el și l-am... De ce? Eu sunt, de fapt, o fire foarte leneșă. Așa. Eu, ca să fac ce am făcut, a trebuit să trag de mine, să-mi impun, să muncesc, pentru că știam că mă paște chestia asta cu lenea. Acum, după 33 de ani, văd că lenea asta se accentuează și mai tare. Și comoditatea, și lenea, și toate astea. Și trebuie să trag de mine. N-am învățat încă engleză. Bine. Dar tentația de a face film în străinătate nu există? Nici de a face film în România. Deloc? Deloc, pentru că nu sunt foarte bine pe film. N-am fost niciodată foarte bine. Eu fiind de la teatru... Ce te dezavantajează pe film? Îs de la teatru și eu sunt foarte teatral pe cameră, pe tot ce înseamnă. Toată lumea mi-a spus că nu să stau departe de obiectiv.
Și asta e ceva irreversibil, adică nu... Nu știu. Nu mai pot să lucrez, mai un fel de fine-tuning. Dar nu cred că cineva are timpul să stea cu mine, să lucreze cu mine pentru nu, asta. Nu, dar tu ai putea să-ți faci timp dacă ți-ai dorit. Cum? Adică și ce să... Să-ți faci un timp, să aloci un timp pentru acasă la mine, să-mi pun o cameră și să... Habar n-am, nu știu, în arsenalul vostru de actori. Nu. Nu? Nu. Deci pentru tine lucrurile sunt clare. Tu ești actor de teatru și asta vei rămâne. Da. N-ai să te plictisești niciodată? Deocamdată nu. Sunt 10 ani de când am terminat facultatea, 11. Nu m-am plictisit. Și dacă o să te plictisești într-o zi? Să sperăm că nu se întâmple. O să fie în rău dacă mă plictisesc. Adică cel mai tare urăsc la teatru actorii plictisiți de meseria lor. Mm-hmm. Aia care vin la ta zică, of, Doamne, iar în spectacol. Sunt mulți printre artiștii români? Am cunoscut câteva. Da. Într-o seară m-am dus la Teatrul Bulanda să-l văd pe domnul Rebenciuc în căsătoria. Cu o seară înainte jucase Minimă de câine, avea căsătorie, avusese unchiu Vanea, a treia seară căsătoria. Și la ieșirea din teatru m-am vorbit și zic, dar nu sunteți obosit după 3 spectacole? Și a zis, dar pe mine teatru nu mă obosește. A fost o lecție? Da. În plus? Da. Pe tine te obosește din când în când? Da. Poate că te și supraîncarci. Nu știu de ce, dar nu, cred probabil că nu o fac cu liniște. Dacă aș face-o cu liniște, nu m-ar mă obosi așa de tare. Dar agitația asta dinainte de spectacol, emoțiile astea dinainte de spectacol, toate gândurile care strec, te obosesc mai tare decât spectacolul în sine. Nu știu cum, Dumnezeu. Știi cum eram noi mici? Că până să mă apuc de învățat, spuneam, mamă, cât am de învățat, vai de mine, și la aia, și la aia, și vai de... Și până m-am apucat de învățat, mă durea capul deja. Și atunci, cum o să faci să gestionezi neliniștea asta? Nu știu deocamdată. Pentru că s-ar putea să-ți cauzeze pe termen lung. Da, sunt convins. Nu știu. Nu trece cu nicio pastilă din geantă? Nu. Asta nu. Te-ai gândit vreodată să emigrezi? Nu. Dar ce părere ai despre cei care lasă totul baltă și pleacă? Și o iau de la capăt în altă parte. Au curaj. Deci curajul ți-a lipsit? Da. Sau faptul că totuși, în comparație cu alți colegi de-ai noștri de generație, ești un tânăr privilegiat? Și asta. Nu știu dacă aș putea acum să mă duc undeva și să o iau de la capăt. Încă o dată. Să-mi construiesc un nume, să fac ochi. Nu știu dacă aș mai fi. Nu știu dacă aș mai putea. Nu cred, nu știu. Vrei să contezi? Nu. Ce vrei, de fapt? Să fac teatru cât pot eu de bine. Să mai am niște întâlniri. Să mă întâlnesc cu oameni care să-mi placă. Și să mă culc liniștit. Vrei să contribui cu ceva? În societate? Contribui. Prin natura meseriei n-am cum să nu contribui. Adică am întâlnit atâția oameni fericiți când au plecat la teatru, care mi-au trimis niște mesaje atât de minunate, cum le s-a schimbat lor viața, cum au înțeles despre nu știu ce, cum au stat cu ochii în lacrimi, cum au plecat de acolo fericiți, cum au uitat de grijă că aveau acasă un bolnav sau o bolnavă, sau un bolnav care au zis, acum am curaj, datorită spectacolului. Adică atâtea lucruri minunate am... Contez prin natura meseriei, n-ai ce să faci. Chiar dacă n-ai vrea, tot ai conta. Încă o dată, vine întrebarea, ești fericit? Da. O formă de fericire. Marius Manole își cunoaște aturile și potențialul, dar și-a cunoscut îndeaproape și limitele. A ajuns sus, purtat de valul de aplauze. A căzut atunci când corpul nu l-a mai ascultat. A revenit mai puternic atunci când și-a înțeles vulnerabilitățile. Parcursul său poate fi și parcursul unei generații care încă își caută locul într-o lume atât de diferită de cea în care s-a născut. O generație care încă are nevoie de confirmări ca să poată păși cu încredere înainte. Generația cu cheia de gât.